jucați, da. Debut cu dreptul pentru voi. În engleză, în engleză. Da, tu răspunzi în engleză. Noi spunem întrebarea în română și tu răspunzi în engleză, da? Yes, da. Debut cu dreptul pentru voi. Ok. It was a good result for us. We don't take goal, but we don't score a goal. Okay, 0-0. We have another one game in our home, and I think there will be very difficult for Levandia. Home, our home. We think we pass. L-ați făcut mare pe portarul din Yes, yes. Portar make a good. Take a good chances today. We have many chances. Save very good the goalkeeper of Levadia. Okay, next time I think it will be not very lucky. 6 jucători noi față de echipa trecută, cu care s-a câștigat participarea în Europa, între care și tu, și capitan. Yes. Okay. We are 6 players. We are a young team. We are new team, but is ușor. We have to be leg one to be good and for the championship for the UEFA. Cum crezi că va arăta Eric cu 3 kilograme mai puțin în echipa lui? Okay, Eric is a very good player. Now he come in the team. One two weeks he will training. He will lose kilos and he will help us. We know Eric. I see. Eric, bravo. MVP-ul meciului. MVP, bravo. Mai aproape, dar nu a intrat. Vezi că a intrat deloc, nu a intrat. Eric, l-ați făcut mare pe portarul din Tallinn. Așteptăm un lucru bun. Acum așteptăm să ne facem pre ele mic acum acasă. Așteptăm o lume să vină la stadion. Azi a fost un meci care pot să-i spun din punct de vedere, cum eu, cum Nicandra am ajuns acum, câțiva băieți care au ajuns. Nu avem încă nu suntem foarte apropiați, dar pentru primul meci a fost foarte bine. Am auzit că ei au jucat deja peste 10 meciurile și suntem mai bine pregătiți, dar cu siguranță acum noi ne vom gândi la meci cu Brașov. Și cu siguranță dacă avem o victorie acolo, sunt sigur că vom avea un moral mai bun împotriva lor și cu siguranță ne vom califica acasă. Ați dat din toate pozițiile, ocazie peste ocazie, bară. Ați fost din de șansă? De șansă nu, că șansă am avut mult, dar eu cred că domn profesor ne va corigi toate eroarea care am avut la meci acum. Dacă asta a fost problema de finalizare, cred că săptămâna asta se ne bagă în ședință. Și cu siguranță nu e nicio mormântare, a fost 0-0. Bine că ne-am luat gol în deplasare și așteptăm acasă. Noi avem încredere în noi, în forța noastră și sperăm să ne calificăm mai departe. Am fost avantajați de faptul că ei au început deja campionatul și sunt în plin campionat spre deosebire de voi. Știm că fotbal se joacă acolo pe teren, 90 de minute și chiar dacă ai pregătire și chiar dacă joci tu cu Barcelona, se joacă pe acolo pe teren. Poate un pic au contat foarte mult că ei sunt mai bine pregătiți, dar s-au văzut că noi am avut voință și dăruire pentru meci. Din păcate n-am reușit golul, dar vom aștepta meciul. A fost totuși o surpriză, ultima întrebare. Eu zic că da, pentru că s-a văzut echipa acum, o echipa nouă, tânără, care au rămas, foarte mulți jucători au plecat de la Pandure și se vede că avem un talent și un viitor frumos. Cum vă arăta Eric cu 3 kg mai puțin în tricoul Pandurii? Se pare că sunt gras. Așa se zic, așa zic fetele.